trebuie să avem explicații de ce Dumnezeu îl distruge pe ego. El este în două poziții deodată. Este și ego și cel care îl distruge pe ego. Iar noi gândim liniar. De fiecare dată când explicăm ceva, e adevărat o parte, dar și inversul ei. Întrebarea este de ce vrea să-l distrugă. Pentru că numai așa poate să-l facă să sufere. Deci a creat special un ego care vrea numai sus și tot mai sus, ca apoi să-l distrugă. De ce? Ca să putem să ajungem la el, să-l descoperim. În non-dual suntem el, dar nu știm ce. Dualitatea este creată ca să ajungem la nivelul în care să înțelegem că suntem el. În acel moment nu durează mult și mintea cade și ne resorbim în el. Și în modul acesta el se cunoaște pe sine. Deci se limitează cât se poate de mult, apoi fiecare parte, oricât de mică, aspiră către el și în modul acesta se cunoaște pe sine în momentul în care ne dăm seama că suntem el, că numai el este peste tot. De ce el distruge tot timpul? Prin durere. Și mereu face lucrul ăsta de mii de ani. Numai suferința îl poate face să abandoneze. Dorința asta de mai mult bine pentru sine. Pentru că scopul final este să-L aflăm pe Dumnezeu ca unic stăpânitor al acestei lumi, ca stăpânul nostru, până în situația în care ne unim cu El și uităm de noi și pierdem eu-ul nostru răginit. Pentru că atunci când El este înfrânt, suferă de nu mai poate și nu mai rezistă și nu mai poate să accepte, atunci vine lipsa de speranță. Deci este nevoie de o suferință foarte mare ca să fie înfrânt ego-ul. Altfel nu se poate, pentru că așa a fost el construit. El este încăpățânat și mereu vrea mai bine și mai sus. Pentru că noi, în mod obișnuit, nu îl vrem pe Dumnezeu și îl urăm maxim. El nu ne interesează și îl respingem tot timpul. Pentru că Dumnezeu ne face să suferim. Noi vrem fericire la aceste vieți și nu să suferim. De aceea nu ne interesează Dumnezeu. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta foarte clar, limpede și să fim sinceri cu noi. Pentru că Dumnezeu nu ne dă mai mult. El nu este mai sus, El este jos. În mai puțin. De aceea nu-l vrea nimeni și îl urăsc toți pe Dumnezeu. De aceea se închină la un salvator, la unul locuitor al Dumnezeu, pentru că salvatorul, adică diavolul, le dă mai bine în lumea aceasta. Și când vrei mai mult, primești mai mult și mai bine. Mai că te îndepărtezi de divin, de sursa vieții, începi să-ți pierzi viața. De ce lucrul acesta se întâmplă? Pentru că materia nu poate fi făcută primordială, nu poate fi pusă pe primul plan, pentru că creația este secundară și nu poate fi primordială. Deci noi niciodată nu vrem puținul, noi niciodată nu vrem pe Dumnezeu care este puținul. Nu ne interesează, respingem. Și am și spus lucrul acesta în Vechiul Testament. Omul i-a spus lui Dumnezeu direct, pe noi nu ne interesează să respectăm poruncile tale, să facem ceea ce spui tu și te vom respinge întotdeauna și te vom urâ. Asta a spus omul, asta face și acum. Pentru că nu ne dă mai mult. De aceea, noi nu suntem capabili cu ego-ul acesta să ne mulțumim cu puțin. Ego-ul întotdeauna va vrea mai bine pentru sine. De ce îl deranjează pe Dumnezeu dorința ego-ului de mai bine, mai sus, mai? Ce nu-i place asta? Nu e vorba că nu-i place, dar nu se poate pune nimic mai sus, pentru că asta înseamnă lumea este partea a doua. Și fiind vorba de energie, noi nu putem pune materia joasă mai sus decât materia înalt vibrațională. Nu se poate inversa primordialitatea lumii, pentru că, de fapt, facem lucrul acesta, le atacăm pe Dumnezeu, Universul și natura. De ce îl deranjează să ai mai mult bine pentru tine? Este o vorbă în popor. De ce l-ar deranja să ai mai multe capre? De ce îl deranjează multul? Păi noi ne închinăm atunci la materie și uităm de el. Se taie legătura cu el și pierdem energie subtilă. Pentru că noi, ca să putem să supraviețuim, avem nevoie de energie vitală de la el. Este o problemă de prioritizare. Adică ce punem mai sus? Dacă punem materia mai sus, pierdem viață. Materia doar ne ia din viață. Dacă îl punem pe el mai sus, neglijăm materia și nu ne interesează și nu o luăm în seamă și o respingem. Deci când îl punem pe el mai sus, câștigăm viață. Când respingem fericirile acestei lumi, oprim pierderea de energie pe exterior. În cauza asta. Iar când absolutizăm lumea aceasta, materia, atunci energia joasă atacă energia superioară și vrea să ia locul, ceea ce nu se permite și trebuie oprită imediat. Nu poate fi pus ceva mai sus decât el. Mereu repetă în Deuteronom lucrul acesta: nu puneți nimic mai sus decât mine, pentru că eu sunt jos de tot, sunt și bine și rău în același timp. El este puținul.
este echilibru. Când unești contrarele și opusele, intră în echilibru, neutralitate, în starea de zero. El nu este în mai mult. În mai mult înseamnă închinarea la diavol, adică la materie, la fericirea acestei lumi. Este ca un joc, dar este un joc serios. În modul acesta evoluăm. Deci în mijlocul fericirii să avem puterea interioară să spunem nu, să o respingem și să nu o vrem. Asta ne încarcă cu energie subtilă. Acel nu spus la atracțiile vieții, la comodități, la confort, la stabilitate, la bunăstare, la belșug, la savoare, acel nu îți dă viață. Taie legătura cu materia și te îndreaptă spre divin, deschide poarta cerului și îți vine energie subtilă de acolo. Este vital ca să poți să trăiești și să supraviețuiești pe pământ. În viața aceasta trebuie să acumulezi cât mai multe nu-uri la fericirile acestei lumi, să nu le vrei. Când nu le vrei, îl vrei pe Dumnezeu. Când nu e unul, e celălalt. Când respingi materia, te închini la Dumnezeu. Și se deschide poarta cerului. Altfel nu se deschide poarta cerului și nu privești viață, sănătate, fericire, tot ce vrei pentru tine și copiii tăi. Nu se poate. Este foarte simplu să schimbi soarta. Cu cât te restrângi mai mult, te îndepărtezi de atracțiile și tentațiile acestei vieți, acestei lumi, cu atât tu te încarci cu energie subtilă, pentru că se deschide poarta cerului și îți vine energie vitală de sus. Și ca să trăiești, să ai o viață lungă și frumoasă, înfrângerea de sine trebuie să fie întotdeauna mai mare decât satisfacțiile vieții. Nu-i să fie mai mari, mai puternice. Atunci sufletul este mai puternic și noi ne ridicăm. Ridicăm chiar aici pe pământ, fiind aici, concomitent în lumea de dincolo. Cu fiecare situație de viață în care i-am spus nu, sau ne-am opus, sau am respins atracțiile acestei lumi. Sau ne-am înfrânt. Când n-ai mâncat mâncarea până la capăt, când n-ai mâncat toată ciocolata deodată, când te-ai trezit mai repede dimineața, când te-ai spălat cu apă mai rece, când ai mers pe jos sau ai urcat scările. Deci toate aceste nu te încarcă cu energie subtilă. Comoditățile ușor și plăcut îți iau din viață. De aceea structura civilizației umane este pe moarte, construită este pe moarte. Este un cult satanic al morții. Pe comodități și confort, pe ușor și plăcut, pe stabilitate, siguranța vieții și savoare, pe belșug și îmbogățire, bunăstare. Adică pe primordialitatea materiei. Când pui materia pe primul plan, începi să mori. Când ai două situații de viață, care una reprezintă o restrângere și cealaltă înseamnă împlinirea unei dorințe de a avea, a câștiga ceva ușor, o comoditate, un confort. Când alegi confortul și ușorul, închin la diavol. Asta înseamnă închinare la diavol. Închinare la ușor, plăcut, comod, confortabil, stabil, sigur, savuros, la dreptatea mea, la adevărul meu. Deci când punem ego-ul, eu-ul nostru pe primul plan, avantajele proprii mai presus decât toate, noi ne închinăm la diavol. Și pierdem viața în fiecare gesturile cât de mici ale vieții. În fiecare din ele pierdem viață. Dar dacă le respingem, noi câștigăm viață. Când alegem restrângerea, puținul, când acceptăm, spre exemplu, nedreptatea, greutățile, disconfortul, noi ne încărcăm cu energie subtilă. Deci viața este doar o problemă de câștig sau de pierdere de energie vitală. Tot ceea ce e ușor, comod și confortabil îți ia din energia vieții. Tot ceea ce reprezintă o restrângere, o înfrânare, o împuținare, îți dă viață. E totul pe dos. Exact cum nu am vrea. Ego-ul nostru vrea mai mult bine, în momentul în care îi dai mai puțin bine, pierzi ego. Când vine fericire peste tine, pierzi ego. Atâta timp cât înfrânarea este mai puternică, noi câștigăm viață, fericire, sănătate, tot ce vrei. Totul depinde de înfrânare. Acesta e medicamentul divin, înfrângerea de sine. Dar dacă punem fericirile acestei lumi mai sus, materia, noi murim. Materia doar ne ia din viață și nu ne dă nimic în schimb. Ea există atâta timp cât noi îi acordăm atenție și ne preocupăm de ea. Uite, se vede lucrul ăsta și la capacitățile extrasenzoriale, la puterile divine. În momentul în care te înfrângi și te reții, crezi puterile extrasenzoriale. În momentul în care te îndrezi spre fericirile acestei lumi, te îndepărtezi de ele. De ce? Pentru că aceste puteri sunt acolo jos, unde e Dumnezeu. De aceea, materia înseamnă jocul contrarilor. Mai multul este lupta contrarilor. Mai puținul, restrângerea, este echilibrul opuselor. Cu cât ne îndepărtăm mai mult de atracții și fericirile acestei lumi, cu atât pierdem mai puțin energie vitală și câștigăm mai multă energie subtilă de la Dumnezeu. Dar dacă punem materia mai sus, murim mai repede, pentru că materia doar ne ia din viață. Numai înfrânarea ne dă viață. Așa cum spunea la acel congres de longevitate, pe lozinca de deasupra ușii. Nu se poate obține prelungirea vieții decât prin înfrânare, prin înfometare, restrângere. Când te deplasezi spre fericirea acestei lumi, tu mori. E
fiecare dată mor. De aceea ne restrânge, a mânca mai puțin, nu căuta ușorul, plăcutul, comodul, confortul, stabilitatea, siguranța vieții, ne dă viață. Când căutăm belșugul și binele propriu, ne pierdem viață. Ne înfrângem, primim viață. Când ne ducem spre materie, este ca și când am scoate ștecărul din priză. Ne decuplăm de el. Dumnezeu e jos, e slugă, nu e sus. E bun, rău, nu e numai bun. El ne spune să nu ne ducem în sus, să nu ne îndepărtăm de sursa vieții, de el. Adică să nu punem materia mai sus, să pierdem viața. Asta vreau să spună. Nu o spune cu răutate, ci ca să ne salveze viața. Dar ego-ul este făcut în așa fel încât vrea întotdeauna mai mult bine pentru sine, pune lumea aceasta mai sus, dar lumea ia din viață. Și el care a făcut viața și ego-ul știe care este treaba. De aceea, lumea este construită în așa mod încât tot timpul să fie distrus ego în toate modurile posibile. Când ne ducem prea mult în sus, el trebuie să ne oprească. Pentru că atunci când căutăm fericirea acestei lumi, ne îndepărtăm de el. Și nu mai punem pe el mai sus. Și pierdem energie subtilă. Materia doar ne ia din viață și nu ne dă nimic în schimb. Ca să putem să trăim, materia trebuie să fie secundară. Dacă o punem sus, pierdem viață. Fiindcă așa a hotărât el. De ce a făcut lucrurile în modul acesta? Ca de fiecare dată a legat fericirea, durata vieții, sănătatea de căutarea lui. Deci cu cât ne ducem în jos în puțin, atât noi vom fi mai fericiți, mai sănătoși și vom trăi mai mult noi și copiii noștri. Cu cât ne ducem mai mult în sus, atât ne îndepărtăm de sursa vieții, de el, cu atât mai repede pierdem viață și murim. Și a făcut lucrurile în așa mod încât toată existența nu poate să supraviețuiască decât dacă se duce în jos în puțin, dacă e umilă. Să ne uităm în jurul nostru. Tot ceea ce există este extrem de umil. Pământul, apa, aerul, soarele, totul se lasă pe sine, total. Inima noastră, organele noastre, celulele noastre, miliardele și miliarde de celule se lasă pe sine. Lăsarea de sine este baza și fundamentul vieții. O celulă dăruiește energia ei celorlalte întregului pe care nu-l vede, 80% de energie. Deci mai mult dă decât ea. În clipa în care noi inversăm acest raport, începem să murim și individual și ca populație. Și asta se întâmplă cu Occidentul acum și cu tot globul pământesc. Se duce spre mai mult bine, confort și siguranță și pierde viață cu viteză și mai mare. Și atunci trebuie să fie oprită. De aceea au apărut aceste teorii comuniste sau totalitare în care a crescut controlul. Dumnezeu trebuie să ne înfrâneze. Pentru că singur nu vrem. Dacă ne înfrânăm singur, rămâneam liber. Pentru că nu ne înfrânăm singur și nu știm, trebuie să punem pe Dumnezeu pe primul plan în lumea aceasta ca să putem trăi și supraviețui. Ne va trebui să fim restrânși cu forța. Frânți cu forța. Ca să putem să trăim. În toate este vorba numai despre înfrânare. În școala vieții care se numește Pământ. Dacă el este jos, nu înțeleg. Dacă priza de curent este jos, ce cauți în sus? Că e jos. Dacă vrei să pui un aparat în priză, trebuie să te duci acolo unde este priza, jos. Ce cauți în sus, când sus nu e? Ca să activezi și să dai viață telefonului, trebuie să te duci acolo unde este sursa de energie. Sursa de energie e jos, nu e sus. Toate apele se duc în jos, rugătoare. Totul se duce în jos, în puțin. Ne-a dat dorințe de mai mult, mai gustos, mai bun, mai plăcut, mai sus. Și noi trebuie să mergem în direcția opusă, să nu le vrem. Cu totul. Problema noastră este doar de lăcomie, suntem lacomi, nu ne putem opri. În sus se pierde viață, adică spre materie se pierde viață. Cu fiecare mai plăcut, mai gustos, mai ușor, mai stabil, mai sigur, mai îmbelșugat, mai comod, mai confortabil, noi pierdem viață. E ca și când te-ai duce la piață, trebuia să cumperi roșii și tu te duci și cumperi mere. Ce să faci cu ele? Trebuia să iei roșii ca să faci ciorbă. Nu poți să faci ciorbă cu mere. Și eliberarea de strânsoara egotică este înfrângerea, înfrânarea. La mai sus. Înfrânarea ne dă viață. Adunarea de plăcut, ușor, comod, confortabil ne ia viața. Din cauza asta el trebuie să vină să ne oprească. Ne răstignește. Ne dă boli, necazuri, suferințe, dureri. Ca să oprească pierderea vieții. Nu vrea ceva rău. Noi, nu vrea să ne omoare, vrea să ne dea viață invers. Noi vrem să ne omorâm. Pentru el, noi suntem nebuni. Vrem mereu să murim, să ne omorâm singuri. Și ne lasă să ne ducem tot mai sus, pentru că știe că la un moment dat noi tot la el vom ajunge. Și ne duce în situația, în poziția în care să-l vrem. Ca să înțelegem că numai el ne dă viață. Da, și nimic din lumea aceasta nu poate fi scos așa cum l-a așezat. El trebuie doar să ne gândim de ce l-a așezat acolo, care este rostul lor și nu pot fi scoase. Per exemplu, Iisus cel de sus, de ce l-a făcut? De ce l-a pus acolo? Are un rost.
Iisus cel de sus ce înseamnă? Ego-ul care se duce în sus. Ce face Dumnezeu cu ego-ul care se duce în sus? Îl răstignește, îl crucifică. Dumnezeu ne arată, uite, dacă mergeți în jos, nici nu vă văd unde sunteți. Dacă vă duceți în sus, vă văd. Vă alerg oriunde v-ați duce. Vă crucific automat, că nu se poate. Când te duci în sus, pui materia mai sus și inversezi ordinea lumii. Decât te faci Dumnezeul tău. Când te faci Dumnezeul tău, trebuie să te oprești. Că nu se poate. Pentru că distrugi universul. Niciodată trebuie să înțelegem că nu ne va lăsa să ne ducem în sus. Noi din cauza asta suferim. Că ne ducem în sus. Deci din cauza asta l-a creat pe Iisus cel de sus și foarte sus din stratosferă. Să înțelegem rostul lui. A creat toată această poveste, care e povestea egoului, de fapt. Iisus cel de sus este povestea egoului și sfârșitul egoului, apocalipsa egoului. Vedem ce se întâmplă. Chiar acum este acest lucru. Îl răstignește. Asta se întâmplă. Și e foarte dur. A repetat de nu știu câte ori în Vechiul Testament și în Noul Testament. Cine va căuta viața o va pierde. Deci cel care se duce în sus va pierde viața. Cine o va lăsa pentru mine o va câștiga. Cine nu se duce în sus va câștiga viața. Și în alte momente a spus lucrul acesta. Dumnezeu foarte dur. De mii de ani este dur cu noi și nu înțelegem nimic. Suntem bătuți în cap. E incredibil. Noi suntem minunați ca individualități. Dar ca masă nu mai suntem minunați. Suntem rudimentari, înapoiați rău de tot, ca masă. Și pentru că gururile s-au dus încăpățânate tot mai sus, tot mai sus, Dumnezeu a omorât miliarde și miliarde. Le-a dat suferințe, le-a dat boli, necazuri, cruzime, răutate. Și toate acestea există pe pământ pentru că omul este orgolios. Își caută numai binele și nu lasă. Dacă ți-ai lăsat mai mult binele, atunci l-ai aflat pe Dumnezeu. Atâta trebuie să-ți lași binele. Întotdeauna de dimineața până seara și de seara până dimineața să renunți la mai mult binele tău, la comodități, la confort, la ușor, la plăcut, la siguranța, stabilitate vieții, la savoare, la dreptatea și adevărul tău, tot timpul să-ți lași binele. Atunci îl vei căuta pe Dumnezeu. Atunci te îndrezi spre El când nu faci mai nimic pentru tine. Faci totul pentru ceilalți. Acesta este Dumnezeu, totul pentru ceilalți. Mai nimic pentru tine. Și atunci viața ta va fi frumoasă. Și la noi s-a întâmplat același lucru ca la Iisus. Oamenii căutau mai mult binele. A trebuit să-i oprească. Nu se mai înțelegea deloc cu ei. Se duceau în sus. Acest mai sus este Salvatorul. Și ei aveau un Iisus. Iisus este sus. Aceia erau așa de lacom, de răi și Dumnezeu nu-i mai suporta și le-a dat un potop. Și acum la fel face. Este un alt tip de potop. Noua ordine mondială este un potop. Distruge egourile rău de tot. E adevărat că noi ne naștem cu acest Lucifer în noi, această locomie de mai bine. Salvatorul este deja în noi, păi îl recunoaștem în afară imediat. Iisus cel de jos ne-a dat calea, dar nimeni nu-l urmează, nu-l vrea și mai mult îl urește, îl respinge și nu vrea să audă de el. Nu interesează pe nimeni Iisus cel de jos. În condițiile în care Iisus cel de jos le-a arătat că sursa vieții este jos în puțin, nu e în sus. Și nimeni n-a înțeles nimic de mii de ani. Poate lumea se duce în continuare spre mai mult bine pentru ei. În cauza asta pierd viața. Și vine norocirile peste ei și se plâng de ce vine suferința. De ce vine ăștia cu împunsăturile, cu regulile stricte, cu totalitarismul? În cauza asta vin. Pentru că ne-am căutat mai mult bine și ne-am depărtat de el. De el care vine în forma aceasta ne răstignește acum. Ego-ul. Este apocalipsa egotică. În Noul Testament el ne arată ambele căi și este excepțional. Dar accentul este pus numai și numai pe Iisus cel de sus. Numai pe acela îl vedem. Iisus cel de jos este pentru respins. Dacă citim ce spune, nu ne convine niciodată la nimeni. Nimeni. Interesant este că nici măcar în predici nu se vorbește de el. Nimeni nu vorbește în predici despre el. A trebuit tot timpul să fie repetat în fiecare predică, în fiecare predică, învățăturile lui Iisus cel de jos. Cel simplu și umil, repetat. Nu că a făcut minuni. Ce minune să faci? Să iei suferințele diavolului, lui Lucifer. Toată lumea se poartă ca Lucifer și Iisus, cel de sus și foarte sus, îl salvează pe ego, pe Lucifer. N-a trebuit să fim fericiți că ego-ul suferă. Suferințele respective Dumnezeu le-a dat acolo. Știe el de ce l-a dat. E nivelul de orgoliu al acelui om și nu pot fi scoas. Dacă intervenim, urcă pe nivele superioare și vine cu forță și mai mare și îl doboară. Asta se întâmplă și cu fiecare din noi întotdeauna. Te duci la medic, te repară într-o parte, după aceea te trezești cu boli mai grave. Aruncă într-o suferință și mai mare pentru că medicina din ziua de astăzi nu se referă la cauză. Și este bine că nu se referă la cauză la nivelul nostru de orgoliu. Trebuie să nu se refere la cauză. Trebuie să fim dezamăgiți și duși în disperare. Medicina de azi ne aruncă în boli
boli mai grave sau în accidente sau în alte suferințe, necazuri, nenorociri. Te duci, faci o operație, ții un regim, după aceea te trezești că copilul tău nu mai vrea să învețe sau se drogează sau te dă afară de la serviciu și nu vezi legătura. Ce a făcut medicina? S-a apărat ego-ul. Starea de bine este a ego-ului. Sufletul este indiferent la bine și rău. Medicina apără ego-ul. Atunci Dumnezeu zice, păi eu i-am dat ego-ului tău suferințe ca să-l scazi. Suferința respectivă era vindecarea și n-ai vrut să-l scazi mai departe. Atunci trebuie să vin cu o durere mai puternică, cu boli mai grave. Și asta se întâmplă întotdeauna. Împărțirea în păcat, nepăcat este polarizare și creează salvatorul. Toate religiile și toată spiritualitatea lumii este polarizare. Toată lumea zice așa trebuie să fie și nu e bine invers. Așa, da, așa nu e polarizare. Nimeni niciodată nu se spune e bine așa, dar și invers. Nimeni nu unește contrarii. Care înseamnă prezența lui Dumnezeu. Deci toată înțelepciunea lumii este polarizată. Luptă cu Dumnezeu. Toți. Din cauza asta, ce adună ei în realitate? Numai suferință. Oricum, noi nu vedem legătura. Absolutizăm ceva, niște reguli ideale, idoli, virtuți și ne trezim cu suferință în viață. De alte feluri, n-au legătură cu idolii respectiv, pentru că toți idolii sunt una. Înseamnă un salvator, ceva mai sus. Înseamnă că din față trebuie să fie loviți și distruși în orice mod posibil. Prin accidente, prin suferințe, prin dureri, prin boli, prin pierde, prin nenorociri, prin înșelare, prin minciună, prin trădare, prin păcat, prin desfrânare, prin nedreptate. Face nedreptate. Cel mai periculos lucru în lume este ceea ce pui tu mai sus. Pui banii mai sus, vei pierde banii. Foarte periculos. Să nu avem o gândire unilaterală, să nu fim exagerați niciodată și să nu punem nimic mai sus, că e o nebunie. Nu te lasă. Trebuie să înțelege că Dumnezeu e viu, nu ne lasă. Pentru că dacă pui banii pe primul plan, pui materie mai sus. Nu ce alegi pe Creator. Asta pierzi banii. Și tot ce pui mai sus, vei pierde. Ți se va lua, va pleca de la tine. Toată lumea te uită la sfinți care sunt poziționați pe o parte, absolutiști, exagerați. Când sfânt cu adevărat este omul care se duce în puțin, în jos și nu exagerează. Uit că vrea el, că înțelege el, că poate el. Nu vrea în sus. În clipa în care nu vrei în sus, ești un sfânt. Atunci când te mulțumești cu puțin, cu atât cât este nevoie, cât îți este necesar și nu vrei mai mult. Intrat în starea de sfințenie, orice exagerare de orice fel, așeză exagerată, înfrângere, înfrânare exagerată, lăcomie exagerată, extremele nu sunt bune. Extremele înseamnă luptă cu Dumnezeu și vei fi scăzut. Duce-le în extremă, vei fi scăzut. Apoi plângeau că vai de mine au fost alergați de stăpânitorii lumii și chinuiți. Păi normal că aveau o gândire unilaterală, normal că trebuiau să fie chinuiți. Dumnezeu i-a chinuit. Atâta timp cât acuzi oamenii, nu ai dreptate niciodată. Dumnezeu ne face ceva. Dacă îl vezi peste tot, nu te mai atacă nimeni. Păi ești în echilibru, ești în divin, ești în iubire. Asta înseamnă iubire, echilibrarea opuselor. Nimic mai sus, nimic mai jos. Acceptarea binului și răului așa cum este, așa cum vine spre noi. Omul acela din conducerea lumii, pentru că nu voia mai sus, nu voia. Se păstra în puțin că voia el, că înțelegea ce înseamnă. Și mi-a zis, l-am întrebat din ce cauză stă în condițiile acestea. Eu nu pot să-mi permit să merg mai sus, după aceea vine cineva și mă omoară. Nu pot să-mi permit să fiu poziționat pe o parte? La fel mă împușcă. Iar atâta timp cât sunt în echilibru și în puțin, nimeni și nimic nu mă atinge. Și asta este putere divină. Ești în divin și în starea de sfințenie, în măsura în care ai unit opusele, te duci numai în jos. Învrângi tot timpul viața întreagă. Nu vrei în sus, nu vrei. Spingi tot ce este mai plăcut, mai comod, mai confortabil, mai ușor, mai stabil, mai sigur, mai savuros, mic. Și accepți că tot ceea ce vine din față vine direct din mâna lui. Nu sunt oamenii de vină niciodată. În clipa în care ai atacat oamenii, ai ridicat pe sine, l-ai coborât pe Dumnezeu. Ai făcut Dumnezeul tău și ai intrat în conflict cu Creatorul Lumilor care va veni spre tine în orice mod posibil să te oprească. Ești în pericol atunci. Când ai acuzat omul, oamenii, ești în pericol. Și ți se poate întâmpla orice. Îți cade afacerea, de afară de la servici, te cerți, orice se poate întâmpla. Noi trebuie să stăm alături de Dumnezeu, dar ca și acolo jos. Atâta timp cât stăm acolo jos, nimeni nu ne poate ataca. Dacă te duci în sus, intri în bătaia săgeților lui și nu scapi. Nu ai unde să fugi. Nu există scăpare. Fii lovit. Repetăm de 7000 de filme aceste lucruri și tot nu se înțeleg. Și oamenii tot în sus se duc. Foarte bine. Înseamnă că au nevoie de suferință. Așa trebuie. E bine tot. Tot ce creează durere pentru ego este salvarea sufletului nostru. Venim ca luciferi. Foarte important de înțeles lucrul acesta. Venim împărțiți. A nu împărți este un deziderat. Trebuie să cucerim.
această stare. Tot timpul trebuie să învățăm, să experimentăm și să exersăm, să găsim motive că nimic nu e rău în lumea perfectă al Dumnezeu. De exemplu, de ce biserica nu este rea? De ce Salvatorul nu este rău? De ce este foarte bine ca ego-ul nostru să sufere? De ce este bine să mâncăm și ciocolată? Și să fim exagerați. Foarte bine. Trebuie să arătăm ce câștigăm sau ce pierdem. Trebuie să vorbim ego-ului pe limba lui. El înțelege doar un limbaj de tip câștig-pierdere. De ce biserica este bună? Pentru că ne dă reguli. Le absolutizăm, ne ținem strânși de ele, apoi Dumnezeu vine și le încalcă prin noi și suferim. Și cine suferă ego-ul și așa pierdem ego-ul. Deci biserica ne ajută să pierdem ego-ul. Și Salvatorul la fel. E foarte bun. Nu e de respins. Dacă nu vrem să ne ducem ca Iisus cel de jos, simplu și modest, jos de tot alături de Dumnezeu și fugim de El, nu mai putem, nu e nimic. Mergem în sus și suferim maxim. Suferința ego-ului îl înfrânge. Ne ducem în mai mult bine și vin bolile peste noi, spre exemplu, și boala doare. Deci înfrânge ego, deci e bine. Boala ne duce într-o stare de lipsă de speranță, nu mai avem viitor, nu mai știm dacă mai trăim și atunci suntem la mâna lui. Ceea este stare divină, abandonat total, fără speranță. Deci totul este bine așa cum se întâmplă, nimic nu este rău. De aceea noi nu ne putem înfrâna pentru că avem nevoie de durere, pentru că avem ego. Și facem o chestie curentă. Îl acuzăm pe Dumnezeu. Și când îl acuzăm, acuzăm oamenii, îl acuzăm pe El, atunci vine cazul peste noi, buluc. Criticăm oamenii, îi jignim, îi umilim, îi acuzăm, îi judecăm, îi criticăm. Și cu cât critica noastră este mai puternică și pune mai multe emoții acolo și mai multă supărare și furie și mânie și ură, cu atât atacul din față va fi mai puternic. Să știm asta. Și Dumnezeu ne va ataca din față prin oameni. Pentru că noi am acuzat în altă parte oameni. Atunci El trebuie să ne oprească în orice mod posibil prin suferință. În rugăciunea Tatăl nostru se spune și nu ne duce pe noi în ispită, adică salvează-L pe ego, nu îl dobori la pământ. Oricum îl va scădea, în orice mod posibil. Dumnezeu ispitește ego-ul și îl doboară, îl duce în cădere. Ego-ul ce înseamnă? Închinare la idealul de sfințenie și reguli fixe, virtuți absolute și principii filozofice sau religioase. Nefericirile, necazurile se adresează ego-ului. El este cel care suferă. Sufletul nu e afectat de nimic, mereu. Iar divinul nu face altceva o viață întreagă decât distruge idolii și idealurile de perfecțiune ale ego-ului. Ale lui Lucifer. Numai Lucifer se închină la idealul de perfecțiune. Numai Lucifer are idoli de sfințenie. Numai Lucifer se ține strâns de reguli absolute umane. Numai Lucifer absolutizează virtuțile. Sufletul acceptă binele și rău așa cum vine și nu preferă nimic. Ego-ul însă cere și nu mă duce în ispită fiindcă mor de suferință și va trebui să mă predau și nu vreau. Și se apără. Dar când cere asta, taman în suferință îl va duce. Este foarte important să fim atenți ce spunem, pentru că contează. Rugăciunea este numai ego-ului, sufletul nu se roagă la el însuși. E soarele de iubire. Soarele de iubire nu se roagă la el însuși. El doar este bun, rău. Când ego-ul crește foarte tare și trece de linia roșie subție, sufletul devine pentru ego rău. Adică trebuie să-l oprească, să-i dea o lecție și poate să-i producă suferință și durere. Ego-ul are trei dușmani puternici, Dumnezeu, sufletul și îngerul păzitor. Toți dau în el ca într-un sac de box, toți, până îl înfrâng. Învățăm să nu mai punem etichete negative lui Dumnezeu. Tot ce ne înconjoară este El, tot ce ne vine din față este numai El, nu sunt oameni. Nu există oameni în fața noastră, există numai El care ia diferite roluri și poartă măști. De la acuzarea lui Dumnezeu din față, acuzarea oamenilor, deci a lui Dumnezeu, pornesc toate suferințele noastre. Pentru că spunem că nu e drept ce ni se întâmplă. Și din contră, acolo unde spunem că nu e drept, e cel mai drept. Și avem și nevoie. Pentru că de dreptatea ne scade orgoliu. Problema este că ne-am întărit orgoliu, dar noi îl întărim în foarte multe moduri. Prin comodități, confort, ușor, plăcut, mâncare gustoasă, stabilitatea, siguranța vieții, lupta pentru dreptatea și adevărul nostru, pentru mai mult binele propriu, în foarte multe moduri. Ne întărim ego-ul, după care vin cazurile, nedreptățile, nefericirile, durerile, bolile, suferințele și pierderile. Cauza asta, pentru că ne căutăm mai mult binele. Ca să nu suferim în viață, trebuie să nu-ți cauți binele niciodată. Să nu-l vrei, să-l respingi, că nu te intereseze. Niciodată să nu spui că ceva nu e drept, că nu există. Totul e drept în fiecare clipă, pentru că vine de la Dumnezeu care pe toate le face bune. Tot ce ne dă El este perfect, avem nevoie. Nu ne trebuie să comentăm.
și nu putem să ne potrivim. Dacă ne potrivim, va veni din față cu o forță și mai mare. Pentru că ne doboară ego-ul și este foarte bine ce se întâmplă. Pe exemplu, garda financiară este tot Dumnezeu. Dacă pui banii mai sus, va veni garda financiară, adică Dumnezeu, cu siguranță la tine. Noi zicem, unde e Dumnezeu, unde e Dumnezeu? Uite că e viu, mai cheamă și garda financiară. Și oamenii se plâng că i-a muncit, mi-a luat banii mei. Da, ai muncit, dar nu ai dat din ei. Trebuie să ne întrebăm mereu de ce se întâmplă lucrul acesta, care e lecția care ni se dă, unde am greșit, de ce ne-am dus mai sus, cum ne-am dus mai sus, să recunoaștem. E suficient să recunoaștem ce am făcut, atunci cazul încep să se desprindă, să scadă. Nu e voie să acuzăm nimic, pentru că nu se poate, în față e numai Dumnezeu. N-avem voie să atacăm oamenii. Să luăm lucrurile personal. Nu e nimeni vinovat că noi avem orgoliu. Oamenii ne atacă orgoliu. Dumnezeu prin ei ne scade ego-ul. Îl lovește pe Lucifer foarte bine. Dă în sacul de box. Și asta înseamnă că Dumnezeu ne iubește. Ne bate, El ne iubește. Critica noastră ne vine în față sub formă de răutăți, greutăți, nefericire, nedreptate. Este iubirea Lui. Tot ce este negativ este iubirea Lui. Tot ceea ce respinge ego-ul este iubirea Lui Dumnezeu. Noi nu știm că necazurile, nefericirile, durerile, pierderile, bolile sunt iubirea Lui Dumnezeu, sunt vindecarea sufletului nostru. Ego-ul este scăzut, iar sufletul este salvat. Suferința este salvarea sufletului. Suferința lui Lucifer. Iar pe de altă parte, reglarea care vine de la Dumnezeu nu poate să fie oprită. Omul își creează singur obstacole, pentru că își caută mai mult bine, întărește ego-ul și cheamă nefericirea spre el. Automat. Se plânge că are dureri, dar durerile pe care le are reprezintă prea mult bine pentru sine. Că trebuie să renunțe la binele său ca să se ridice durerile, nefericirile, minciunile, trădările, să reducă binele. Totdeauna pierdem exact cât trebuia să dăm. Și întotdeauna pierde Lucifer, diavolul. Când diavolul pierde, sufletul se bucură. Deci e foarte bine. Dar e foarte rău pentru ego. Suferă acolo, se vaite, se plânge. Dumnezeu, garda financiară, vrea să salveze oamenii de egoism. Îi le distruge orgoliu. Vrea să-i salveze de Lucifer. Iar dacă refuză sau se luptă, se încrâncenează, vor suferi și mai tare. Pentru că se luptă cu Dumnezeu. Să înțeleagă că atunci când lupți cu garda financiară, cu anaful, tu lupți cu Dumnezeu. Înseamnă că vrei o durere mai mare ca să fii înfrânt. De aceea lupți. Nu este destulă dreptatea care o primește ego-ul. Nu avem explicații, nu ne gândim în modul acesta. Dumnezeu le face pe toate, fie bune, fie rele, toate vin de la El. Dacă am înțelege lucrurile în modul acesta, nu ne-am mai supăra. Dacă nu ne supărăm, cade ego-ul. Dacă scade ego-ul, nu ne mai atacă nimeni în față. Deci este esențial să înțelegem că nu oamenii ne fac ceva, ci numai El. Să scoatem cuvântul oameni, ei, celălalt. Te spune mereu că Dumnezeu nu ne lasă în pace, ego-ul și îl distruge. Să scoatem eul din funcțiune. Când ai scos eul, nu mai este cine să sufere. Dumnezeu, prin oameni, distruge ego-ul nostru. Dar noi nu suntem ego. Suntem cel care privește toată această scenă, spectatorul. Noi mereu luptăm numai cu Divinul. Nu e nevoie să reacționăm, să răspundem. Trebuie să dăm dreptate la toată lumea și atât. Pentru că este mai de preț liniștea decât dreptatea ta. Suntem ai Lui, El peste tot, soare de iubire în toate. Ce face, întotdeauna face bine. Să nu-L mai criticăm, că-L criticăm degeaba și ne mai și lovește după aceea. Se îndreaptă împotriva noastră. Noi nu vedem în garda financiară pe Dumnezeu. Și asta se întâmplă. Să înțelegem că totul este bine și este o mare comoară ceea ce se întâmplă. Indiferent cum este. Ce interesant, noi spunem lui Dumnezeu diavol. Lui Satana spunem bine. Noi îl vrem pe Satana, vrem binele, binele nostru, că binele ego-ului, binele Lucifer este închinarea la Satana. De ce se închină omul la Satana? Pentru că Satana nu-i face rău, numai Dumnezeu îi face rău. Omul caută întotdeauna bine, omul se închină întotdeauna la diavol. Un egal nu face rău altul egal, Satana nu-i face rău lui Lucifer. În fond sunt unul, dar ei se văd diferiți. Asta e nevoie să înțelege că preponderent noi suntem luciferi. Frumos sună, luciferi. Diavol, dar suntem și suflet. Dar dominanta este luciferică. În clipa în care ne-am trezit că acuzăm, am devenit luciferi pe loc. Este interesantă rugăciunea Tatăl nostru spusă de Lucifer. Ego-ul cere să nu fie bătut. Știe că Dumnezeu îl împinge în sus și el nu se poate opri, că e lacom. Și zice, nu mă mai duce în sus ca apoi să mă bați. Apoi ego-ul acesta poate să nu fie așa, pentru că are un suport puternic în realitatea din jur. Toată lumea îl susține, toată lumea face la fel și el nu poate să fie altfel. Iar noi credem că suntem Lucifer.
putere. Și spunem asta în propozițiile noastre. Eu, Lucifer, celălalt e de vină, celălalt îmi face ceva rău. Deci cine îl acuză pe Dumnezeu? Lucifer. Deci suntem egouri obraznice. Gesturi de mărinimie și de îngăduință nu prea vedem în jurul nostru sau la noi. Dar mai sunt concepte foarte multe, nu ne-am liniștit încă complet, concepte egotice, suntem infectați rău de tot, dar e nevoie să ne purificăm singuri, să vrem să ne purificăm, să dăm haina aceasta luciferică jos de pe noi. E nevoie să exersăm, să nu mai zicem ei ne fac ceva, să zicem el ne face ceva prin ei. Și nu nouă, ci egoului nostru. Când am ieșit din scenă, devenim privitorul divin. Trebuie să facem asta în fiecare din propoziții. Mereu să spunem, pare greu că Dumnezeu prin oameni face ceva egoului nostru. Acel nostru nu este ego, este privitorul. Și uite că propozițiile îl pot arăta pe Dumnezeu. El este în toate, să ne intre bine în minte. De fiecare dată când acuzăm pe cineva, îl acuzăm pe El. Și va trebui să suferim, mai este o problemă. Și acuzația aceea, dacă nu o retragem în 10 secunde, se va transforma într-o lovitură din față, oricum, în orice fel. Acolo unde ne doare cel mai tare. El face și desface numai El în toate. Voia Lui se face întâi. Nu există oameni, există numai El. Nimic nu se mișcă fără hotărârea lui Dumnezeu. Oamenii nu fac ceva de capul lor, nu ne fac niciun rău. Dumnezeu ne face rău prin ei. Toți oamenii lucrează la poruncă de sus. Ei nu au control pe ei. El este în tot. Această înțelegere este foarte liniștitoare. Oamenii nu pot să spună lucrurile acestea, că El este peste tot. Sunt obligați să fie polarizați, pentru că dacă ar spune că este peste tot și totul e bine așa cum se întâmplă, nu mai există rău. Nu mai există boli, nu mai există nefericire. Ce este magie aici? Îi spun că este ceva rău, ne credem în lucrul acela, îl absolutizăm, îl fixăm, atunci trebuie Dumnezeu să vină pe invers, să distrugă ceea ce am pus noi mai sus. Ne-a creat idoli. Nimeni nu poate să afirme că Dumnezeu este în toate și doar joacă rolul și ia măști, pentru că dacă nu mai suntem polarizați, mai vine nefericirea peste noi, nu ne mai ducem la ei să îi plătim să ne repare și să ne închinăm în fața lor, ca la niște salvatori. Deci ei iau locul lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis, eu sunt singurul mântuitor, nu vă duceți la ei. Înseamnă eu sunt singurul mântuitor. Eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Înseamnă să te duci în jos. Dacă vrei să te mântuiești, eu sunt jos, du-te în jos. Acolo sunt eu, zice Domnul, Dumnezeul lumilor. Ei ne dau doar idol și zic că ceva nu e bine, că ceva este mai bine. Deci ne divizează, ne polarizează pe o parte, putem numai binele, respingem inversul. Atunci vine Dumnezeu să ne distrugă ce am pus mai sus automat. Vine fericire, durere, suferințele peste noi, bolile, și ne ducem la ei să ne repare. Asta fac. Dacă îl vezi pe Dumnezeu peste tot și nimic rău, nu te mai poți îmbolnăvi. Nu mai pot veni necazul peste tine, dispar stăpânitorii lumii în universul tău. Aceea ei nu pot să echilibreze pusele niciodată, nu poți să te învețe lucrul ăsta niciodată, pentru că nu te mai duci la ei. Nu mai poți să le dai bani și pierd autoritatea asupra ta și puterea și îți dau puterea ție. Deci aceea este o învățătură divină care arată că puterea este la Dumnezeu. Și în momentul în care ai unit contrariile, te-ai unit cu El, te-ai primit puterea Lui. Și El este cu tine. Dacă El este cu tine, nu mai ai nicio teamă și nicio grijă. Asta e singura vindecare a destinului nostru și a vieții noastre. Să fim cu El. Ca să fim cu El, trebuie să ne ducem în jos în puțin. În smerenie, în simplitate și modestie. Acolo este El. Problema pentru stăpânitori este că atunci când te limitezi, crezi puterile extrasenzoriale și miracole și elimini pe ei din universul tău. Dacă 10% din populație lumii face lucrul acesta, a dispărut stăpânitorii. Toți ceilalți vor face același lucru. Este de observat că ei nu pot să spună că noi suntem Lucifer și așa am venit pe pământ, pentru că atunci înseamnă că Lucifer merge la biserică sau se roagă. Și asta se și întâmplă. Suntem Lucifer. Dacă ne uităm ce facem toată ziua, ne bătem, urâm, căutăm comod, ușorul, plăcutul, confortul. Suntem Lucifer. Căutăm mai bine pentru noi. Ne închinăm la satana. Cine se roagă? Lucifer. Nu-mi da ispite. Iam greutățile de pe capul meu. În condițiile în care atunci când am venit în viață, am cerut invers. Dă-mi greutăți cât de mari poți. Rugăciunea Tatăl nostru zice, iam greutățile. Pe dos, înseamnă închinare la satana. Și ei se închină la Lucifer, cel de sus, care îi sus. Și e foarte sus. Care? Ce a făcut real în Noul Testament? A vrut să salveze egoul nostru. Satana a vrut să salveze pe Lucifer din noi. Iisus cel de jos n-a vrut să-l salveze.
nu l-a interesat. Iisus cel de jos a zis, dă-ți cămașa de pe tine, întoarce și obrazul celălalt. Schimbă-te tu! Asta a zis Iisus cel de jos. Iar Iisus cel de sus zice, închinați-vă la mine. Adică la un om, fiul omului. Te închini la un om, îl pui mai sus, Dumnezeu, în condiții în care Dumnezeu a zis, nu există un alt mântuitor în afară de mine, nu vă salvează nimeni din mâna mea. Eu v-am creat, eu v-am dat viață, eu vă omor. Iisus cel de sus nu ne poate da viață, nu ne poate salva la moarte. Nimeni niciodată, să ne dăm clar, nimeni nu a fost salvat la sfârșitul vieții, nimeni. S-a rugat o viață întreagă la Iisus cel de sus și nu le-a dat mai multă viață. A hotărât Dumnezeu ceva, aia a fost. Și o viață întreagă s-au închinat la cine? La Iisus cel de sus și foarte sus. Care la sfârșitul vieții nu a putut să le dea viață. Care oricum în timpul vieții nu a făcut nimic. Adică e absurd. Dumnezeu ne ține în viață, face 1.000.000 de operații pe secundă, noi ne închinăm la cineva care nu face 1.000.000 de operații pe secundă. Nu e o nebunie. Dăm normal la cap. Dar cele două direcții opuse duc tot la divin, dar în forme diferite. Ar fi cu suferință și fără suferință. Te duci în sus, vei suferi tare, te duci în jos. Natura umană suferă, dar treptat. Nu ești luat așa prin surprindere. Dacă te duci în sus, cazi brusc. Nu știu dacă te mai scoți de jos. Dacă ajungem să nu mai vedem rău în lume, suntem liberi. Suntem rai deja. Nu vezi rău și vinovați niciunde, ești în rai. Unești opusele și trăiești o viață înfrântă, viață întreagă înfrântă. Și respingi mai mult, respingi. Dar nu exagerat. Îți dai voie de 20% de desfrânare. Cazurile vin din față funcție de nivelul nostru de orgoliu. Vom fi înfrânți mai puternic și ne va dura foarte tare cu cât orgoliul nostru este mai mare. Adică cu cât comoditățile, confortul, ușorul și plăcutul și stabilitatea a fost mai puternică la noi. Situațiile de viață se rezolvă numai prin abandonare de sine. Dacă ne ducem în jos, nu pot veni nefericirile peste noi, necazuri, durere și boli. Nu pot. Când te duci în jos, copiii vor fi bine în viață. Pentru că te încarci cu energii subtile și încarci și pe ei. Totul se rezolvă prin abandonare de sine. Lași viața în pace, lași pe Dumnezeu, dai lui să rezolve problemele toate. Stai liniștit. De ce încă mult? Pentru că muncim puțin. Dacă muncești mult, într-o muncă în altă muncă, în care nu mai este importantă, uiți. Sau mănânci foarte puțin și nu te mai interesează. De ce? Pentru că munca te încarcă cu energie vitală. Mâncarea nu-ți dă energie, îți ia. Și munca este cea care te încarcă, îți dă viață, îți dă viitor. Nu mâncarea ne ține în viață. Mâncarea este doar o mătură. Trebuie să o ducem în poziția de mătură. Noi ne încărcăm cu energie când eu-ul nostru, ego-ul nostru este înfrânt. Toate momentele în care el suferă, drame personale și traume, și când ne înfrângem singuri și refuzăm mai binele, ușorul, plăcutul, comodul, confortul, când refuzăm fericirea acestei lumi, ne încărcăm cu energie subtilă, când le respingem. Și cu cât te înfrânezi mai tare, atât mai multă viață vei avea și mai fericit vei fi și mai sănătos. Asta e secretul și este simplu, este vorba despre înfrânare. Nu se poate prelungi viața decât prin înfrânare. Toate formele posibile, nu numai înfometarea. Când te duci pe Dumnezeu, când mereu te restrângi pe tine și munca pe care o faci, o dedici celorlalți. Pe tine te uiți. Trăiești în divin atunci. Că faci ceea ce El face, același lucru face și El, Creatorul Luminilor. Când faci înfrângeri de sine și muncă, într-o muncă în altă muncă, pentru ceilalți, încarci cu energie subtilă. Nu mai este nevoie să te chinuiești să nu mănânci, să ții posturi drastice, nu-i nevoie. Pentru că problema este a sufletului. Sufletul se încarcă, ego-ul e distrus, e scăzut. Și înfrângerea de sine și munca cade orgoliu. Și nefericirile, necazurile. Deci este perfect. Viața extraordinar de frumoasă pentru suflet. Ego-ul este lovit tot timpul și scăzut. Asta întărește sufletul. Am venit aici să ne încărcăm cu energie subtilă, să putem să urcăm cât mai mult în lumea de dincolo. Energia aceasta o obținem doar prin înfrângere de sine, prin sacrificiu, jertfă personală pentru ceilalți, deci muncă, și prin necazuri de toate feluri pentru ego. Dacă suntem înfrânți, cazurile nu mai vin. Dacă vrei să nu suferi în viață dureri, pierderi, nenorociri, boli, înfrânge-te pe tine tot timpul, treci mereu dintr-o muncă în altă muncă, sacrificiul de sine și jertfă pentru ceilalți continuă, nu te preocupa de tine, uiți de tine, atunci nu mai este nevoie de necazul să vină din față de dureri, de suferințe sau de boli. Asta este condiția ca să o viață frumoasă. Omul degeaba ține posturi, își caută binele, comodități, ușor, plăcut. Nu.
trebuie să transform toată viața ta într-un continuu efort de reținere, de restrângere. Adică să nu depășești necesitatea. Nu e vorba de exagerare, e vorba de o așeză dură. Și să fii atent să nu acuzi oamenii. Se pierde energie subtilă foarte rapid pe luptă cu Dumnezeu. Pe ură, pe furie, pe mânie. Aceea trebuie să fie oprit. Adică ura aceea trebuie pedepsită. Dacă n-ai oprit-o în 10 secunde, va trebui să fie pedepsită. Dar dacă te reții, te înfrângi, te sacrifici pentru ceilalți, diminuează din pedepsă. Dar tot trebuie să vină. Totdeauna când noi luptăm, apărăm adevărul și dreptatea noastră, noi întărim diavol. Când criticăm, când acuzăm, ne întărim orgoliu. Lucrul ăsta, dacă este făcut frecvent, trezim cu boli. Toate felurile. Să fim înfrânți. Să-L punem pe Dumnezeu mai sus. Dumnezeu este înfrângere. Să lași dreptatea ta. N-ai nevoie de dreptate. Să nu te intereseze adevărul tău. Să fii de acord cu toate părerile. Să dai dreptate la toată lumea. Ai nevoie să lupți și să aperi. Că nu ai ce să aperi. Totdeauna când luptăm și apărăm, îl apărăm pe diavol. Aveam un prieten. Soția lui s-a tot certat cu el. Lucru de nimic. Un timp. L-a acuzat, l-a criticat. Vreau să se și despartă. La un moment dat, ea a făcut cancer de colon. Nici o dietă n-a putut să o salveze. A făcut posturi de 40 de zile, știu câte posturi. N-a ajutat absolut nimic. De ce? Orgoliul s-a întărit foarte tare. Nu putea, pentru că a rămas în polarizare, nu putea să înțeleagă că nimic nu e rău în lume și niciun vinovat, pentru că peste tot este Dumnezeu. Și trebuia acest efort de înțelegere, dar nu mai era timp. Nu mai era timp. Și mi-a zis... Când am fost pe la ei, eu înțeleg că este foarte frumos în lumea de dincolo, dar aș vrea să mai trăiesc. Deci, ce periculos este să-L atași pe Dumnezeu? Este foarte frecventă această ură noastră. Îl urâm pe Dumnezeu, urând oamenii, atacând oamenii, criticându-i, acuzându-i. Simplu fapt că spui, nu e adevărat, nu e bine ce spui, îl anulezi. Lasă-L, Domnule, pe Dumnezeu să aibă și părerile Lui. Ce ai cu El? Nu e adevărat, nu e adevărat. Spun eu cum trebuie să fie. Spui lui Dumnezeu, vine și te contrează cu altă părere ca să scadă ție orgoliu. El nu are nevoie să susțină dreptatea. El vine prin oameni special ca să zdoboare ego-ul. Dar nu vezi și nu înțelegi. Luți pentru dreptatea și adevărul tău. În clipa în care faci chestia asta, deveni diavol. Și trebuie după aceea să vină cu necazuri spre tine și mai mari. Așa cum s-a întâmplat cu doamna aceasta. Oamenii urmează diete, regimuri, dar nu se împacă cu Dumnezeu. În continuare au o gândire unilaterală, polarizată, în continuare împart în bine și rău, după care, chiar dacă rezolvă boala, înțeleg că boala aceea a distrus un timp ego-ul lor, le-a mai dat viață. Ei luptă cu vindecarea. Luptând cu vindecarea, crește ego-ul și mai tare. Atunci Dumnezeu trebuie să vină într-o altă formă, mult mai periculoasă, pentru că ego-ul ăla a rămas acolo. Orgoliul a rămas, nu s-a atins nimeni de el. Degeaba vindeci o boală care era de fapt vindecarea, care îi scădea omul acela orgoliu. Nu asta e soluția. Nu boala e problema, ci omul are orgoliu. Orgoliu trebuie scăzut. Atunci boala se retrage, casnele se retrag. Omul acela ce lipsea? Inima înfrântă. Nu are inima înfrântă. De aceea trebuie să fie lovit. A avut un ego foarte obraznic. Se vedea din voce. Nu avea o voce blândă, îngăduitoare. Nu avea dignitate și nu avea salvare. Te uiți la om, luptă să-și apere ego-ul, face orice pentru ego-ul lui. Ține diete, orice. Ego-ul a rămas acolo. A venit necazul peste el în orice formă. Nu are salvare, are să fie înfrânt. Dar nu știe lucrul ăsta și nu vrea. Și nu-i convine pentru că pierde avantajele, își pierde binele. În cauza asta omul nu-L vrea pe Dumnezeu și întotdeauna îl vrea pe Satan. Se închină numai la mai bine toți. Exact cum a zis îngerul când a venit pe pământ. Uită-te la ei. Toată lumea aceasta merge într-o direcție total opusă scopului pentru care au fost ei trimiși pe pământ. Scopul nu este să mergi în sus, ci să mergi în jos. În puțin, nu în mai mult. Scopul nu este să te închini la Satana. Satana înseamnă mai mult. Ridica de pe munte. Îți dau fericirile toate ale acestei lumi. Toate sunt altare. Cine ți le dă? Cine îți dă mai mulți bani, o casă mai frumoasă, o mașină mai frumoasă, petreceri, distracții? Cine? Nu diavolul? Zice acolo în Noul Testament. Tot ce ne dă Dumnezeu este pe nivelul nostru de orgoliu. Avortul, trădarea, crima, bolile, cancerul, toate arată nivelul nostru de orgoliu. Cât de neînfrânt suntem noi, cât de încăpățânați, cât de obraznici, cât de răi suntem. Răi, răi de nu mai putem de răutate. Nu mai putem de răutate. Mă mir că Domnul Lumilor ne lasă în viață cu atâta răutate. A se satură și El, după care trebuie să ne oprească. Oprește. Dumnezeu e viu. Bar nu avem. Deci nu ne interesează, suntem nebuni. Tot ceea ce ne dă El este ca să ne ducă în suferință
distrugă pe Lucifer. Femeia face un avort, ea nu știe ce face. Ego-ul ei trebuie să fie distrus în modul ăsta, pentru că numai așa poate să sufere ego-ul și vine sentimentul de vinovăție, vine durerea și în modul ăsta e scăzută. Când avea orgoliu, nu putea să facă avort. Cum învață preoții pe femeile care au făcut avort să scape de sentimentul de vinovăție? Spune în primul rând să se împărtășească, să meargă la liturghii, să facă fapte bune. Canon, rugăciuni multe, citire în Biblie, psalmi, canoane, nu știu câte rugăciuni pe zi, mai multe rugăciuni pe zi și spun atât de multe lucruri inutile. Ce fac ei? Le duc într-o suferință mai mare, fiindcă ar fi simplu să le spune să te jertfești pe tine și sentimentul de vinovăție ți se va ridica. Înfrânge-ți inima și nu vei mai suferi. Toată viața ta de acum înainte, să te jertfești pe tine, să-ți cedezi întotdeauna binele. Femeia care a făcut avort este obligată ca o viață întreagă să-ți cedeze binele, să fie ca o sfântă, să slujească, să fie cârpa cârpelor și va scăpa de sentimentul de vinovăție, va scăpa de suferință. Când va fi înfrântă, când va pierde ego-ul, vinovăția, sentimentul de vinovăție este a ego-ului, atunci va scăpa de suferință. Deci există o cale, dar este foarte interesant ce se întâmplă. În orgoliu depășești o anumită limită, Dumnezeu ia decizia, îți ia mintea și te doboară. Și nu te poți apăra, nici nu înțelegi ce faci. Nici nu știi. De ce? Pe nivelul tău de egoism, trebuie să vină și nefericirea. Nefericirea distruge orgoliu, cade ego-ul și salvează sufletul. Deci trebuie. Fără orgoliu acela puternic, fără preocuparea excesivă pentru mai mult binele propriu, nu era nevoie să facă avort. Iar o femeie care are orgoliu nu are voie să facă copii. Tot ceea ce suntem noi interziși să facem, suntem puși să facem. Noi, toate regulile sunt absolutizate, virtuțile sunt absolute. Să nu minți, să nu furi. Sunt foarte multe, toate. Dumnezeu ce face? Ne trimite situații de viață în care să le încălcăm una câte una. Una câte una. Și le vei încălca. Nu vei ști ce faci. Viața întreagă ai de încălcat idealuri absolute de sfințenie. De ce a fost construită religia, biserica, preoții? Ca să ne arunce în suferință. Distrugă ego-ul nostru. Sunt foarte bune. Noi luptăm, le apărăm. Și în clipa respectivă trebuie să vină cazuri și mai mari peste noi. Suferințe. Dacă nu le acceptăm, vor veni și mai mari. Până ne aruncă în iad. Deci dacă îi dă femeii avort, înseamnă că femeia are un orgoliu foarte mare. Deci femeia are nevoie să facă acel avort, pentru că numai acel avort, în condițiile ei, poate să distrugă ego-ul și să o ducă în disperare, în vinovăție, mai departe, continuu asta. Mai întâi au spus că a face avort este un păcat de moarte. Au dat un absolut. În raport cu absolutul acela, ceea ce încalcă acel absolut aduce frică, aduce suferință și vinovăție. Și ei creează sentimentul de vinovăție. În clipa în care au spus că este păcat, au întărit ego-ul. Întărind ego-ul, avortul devine necesar. Îl vor atrage și vor face avort. Și întotdeauna, ceea ce absolutizează ei, biserica, religia, preoții mai ales, va veni pe dos, va fi distrus. De Dumnezeu în persoană. Ne amintea și ne pune să facem împotriva idealurilor de sfințenie. Deci când zic că ceva nu e bine, îl zic să-l încalci. De altă parte, nu este vorba despre ei, este vorba despre Dumnezeu care ne împinge în situația asta. El a pus regulile de sfințenie acolo să fie încălcate, să ne întărească ego-ul, pentru că noi ne ținem strânși de ele și le absolutizăm. Orgoliul nostru crește și atunci Dumnezeu trebuie să-l distrugă. De ce face lucrul ăsta? Ca să înțelegem că El este stăpânul acestei lumi, că noi nu ne putem închina decât la El. El dă viața și dă moartea când vrea El. Nu avem nicio putere asupra nimic, ca ego. Și diavolul niciodată, dar niciodată nu se mișcă fără voia lui. În cartea lui Iov, diavolul cere voie să-l chinuiască pe Iov. Când Dumnezeu este de acord, înseamnă că ceea ce face diavolul este voia lui Dumnezeu. Aceasta este o strategie extraordinar de puternică de a distruge pe Lucifer din noi. Adică ne-a dat niște legi, niște porunci, ni le-a întărit foarte tare, am ajuns să credem în ele, pe care ni le distruge prin noi sau din afară, fără putința de face ceva. De ce? Ca să producă suferință. Ego-ul se simte vinovat și începe să sufere, apare frica, supărarea, furia, mânia, ura, care îl scad pe el. Ce este important pentru Dumnezeu? Să scadă ego-ul. Scade în orice mod posibil. Orice ce ni se întâmplă vine de la Dumnezeu și scade ego-ul nostru. Este foarte bine și ne salvează sufletul. Femeia care a făcut un avort, tăvălește pe jos,
de suferință, la momentul în care l-a făcut a fost inconștientă, suferința este cu ea de ani de zile, continuu și suferă continuu, și o metodă deosebită de a-i distruge orgoliu și a-i salva sufletul. Astea sunt necazurile din viața noastră. Asta este rolul lor. Să ne scadă ego-ul, să ne salveze sufletul. Nimic nu este rău. Totul vine la Dumnezeu, este bine așa cum le așează. Este foarte bine, fiindcă te duce în suferință. Așa face în toate situațiile. Ne dă pierderi, nenorociri, necazuri, suferințe, dureri, boli. Asta face. Duce ego-ul în suferință. Asta e scopul lui. Scade ego-ul ca să ne salveze sufletul. Să ne apropiem de el în lumea de dincolo. Câștigăm energie subtilă. Când ego-ul suferă, sufletul se încarcă cu energie subtilă, se purifică. Și când ego-ul suferă, sufletul se purifică. Și asta a făcut Dumnezeu. A creat toate poruncile, toate regulile acestea, 464 de virtuți, idealuri sfinte, reguli absolute. Le-a băgat bine în cap, a făcut să credem în ele, le-a făcut să ne închinăm lor, să bage frica noi dacă le încălcăm, fiindcă fără frică nu putem să ne sfințim, să ne purificăm. Frica ne curăță sufletul. Fără frică noi nu putem să suferim. Ego-ul nostru nu poate să suferi. Sufletul nu se purifică. Suferința este neapărat necesară. Și fără idealul acesta sfânt, ego-ul nostru nu putea să fie doborât, sufletul nu putea fi înălțat. Și totul este bine așa cum se întâmplă. Să ne gândim tot timpul la locul acesta. Cât de minunat este el și cât de genial ca să creeze ceva atât de puternic cât să înfrângă ego-ul nostru așa de tare. Poate să fie orice altceva, poate să fie o crimă, dare, minciună, orice. Întâi ne spune că minciuna este un păcat, în funcție de cât de tare este ego-ul nostru, atât de tare te va pune să suferi, să minți, să te doară, te simți vinovat, să suferi, în modul acesta să pierzi ego. Deci tot ceea ce a creat el, a creat ca să distrugă ego-ul nostru. Cât durerea este mai puternică, atât înseamnă că orgoliul nostru a fost mai mare. Totul vine pe nivelul nostru de idolatrie. Când ne închinăm mai mult la idoli, ființi, la reguli absolute, bătute în cui și neobrăzate, poate suferința noastră va fi mai mare. E total pe dos decât ne spun toți. Dar e bine așa, bine gândit. Preoții ne spun, uite, sunt 464 de virtuți să le respectați. Tot ce pui mai sus este idolatrie. Idolii vor fi distruși, vor fi încălcați. Tot ce se pune mai sus va fi încălcat. La căsătorii se dau femeii niște idealuri. Bărbatul trebuie să nu fumeze, să nu bea, să nu cheltuiască, să nu pierdă bani. Primești un bărbat care tocmai pe ăsta le face. Pe dos. Ce? Pentru că absurdiza niște idealuri. Fără idealurile acelea, nu se întâmpla nimic din toate lucrurile acestea. Ce? Creând acești idoli, biserica, preoții, îi aruncă pe oameni în suferință. Îi pune să încalce tot ce pun ei mai sus. În modul acesta le distruge ego-ul. Le salvează sufletul, făcându-le cel mai mare rău, ego-ul nostru. Deci idolatria îl distruge pe Lucifer. Deci ne dă aceste reguli ca să le încălcăm. Și preoții, cei de sus, care coordonează totul, știu lucrurile acestea. Dat aceste idealuri sfinte ca să le încălcăm, ca să ne producă o durere cât mai mare, pentru că ținta lui Dumnezeu este distrugerea ego-ului nostru. Nu e altceva. Ca să ne ducă într-o suferință maximă. Asta vrea întotdeauna. Pentru că în suferință ne îngenunchează. Pierdem speranța, pierdem viitorul, nu mai știm dacă mai trăim. Atunci ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu. În starea aceea de lăsare de sine, ego e scăzut. Problema este că noi avem un ego care are în el o inerție adunată tot timpul de ani de zile. Inerția aceasta nu poate fi oprită. Este ca o mașină care se îndreaptă spre un copac, datorită inerției nu poate fi oprită. Dar dacă se apasă pe frână, datorită vitezei foarte mari. Deci, idealurile sfinte și regulile și biserica și religia ne-au fost date ca să ne distrugă ego-ul prin suferință. E genială strategia lui. În momentul în care omul este îngenunchiat, te uiți la expresia feței lui, nu mai are speranță, nu mai poate să vorbească, ego-ul este distrus. Înțelege că întotdeauna numai ego-ul suferă. Ne luptăm și apărăm numai ego-ul. Totul nu este afectat de nimic. Este indiferent și nepăsător. Nu aparține aceste lumi. Uite la ea ca la un spectacol. Nu are sentimente față de această lume. Nu are emoții. Doar privire. Doar fericire. Se bucură când ego-ul suferă. Se bucură când se sacrifică pe sine pentru celălalt și se jerfește. Se bucură când e sluga tuturor. Și să vedem și să înțelegem ce facem. Ne închinăm la idoli sfinți. Până la urmă ne calcă în picioare Dumnezeu. Ne jignește, ne umilește, ne bate. Și asta vrea. Și se folosește de orice situație. Aceea, să ne dăm seama că aceste reguli și idealuri și virtuți, ele există acolo numai și numai ca să ne ducă într-o suferință maximă. Pe ego îl ducă.
Asta este ținta lui Dumnezeu, să distrugă pe Lucifer. În lumea asta numai asta se întâmplă, pută între Dumnezeu și Lucifer. Asta este ținta lui. Asta este miza pentru noi în lumea aceasta. Deci cu cât noi încălcăm o regulă, să înțelegem, cu cât, repet, cu cât noi încălcăm o regulă, sau ni se încalcă un principiu sau o regulă sau un ideal, cu atât noi avem șanse să ne mântuim. E foarte important să înțelegem lucrul ăsta. Deci cu cât noi suferim mai tare din încălcarea, din faptul că pierdem idealul de sfințenie, că nu se întâmplă ceea ce vrem noi, cu cât suferința este mai mare, cu atât sufletul nostru se mântuiește mai tare, pentru că pierdem ego. Pentru că egoul ăsta se identifică cu idealurile de sfințenie, cu virtuțile absolute, cu regulile neobrăzate. Și când încălcăm regula, noi pierdem ego prin suferință. E fantastic. Deci am ajuns la nivelul în care să înțelegem că religia, biserica, preoții, medicii, iluminatii, psihologii nu pot fi dați la o parte. Dumnezeu i-a pus acolo ca să aducă o suferință mai mare egoului nostru, pentru că ne dau idol și ne polarizează. Ca să vină dureri și mai puternice, să ne scade egoul. Ăsta este scopul lui Dumnezeu, să distrugă pe Lucifer. Atâta în timp când noi ne închinăm la materie, ne închinăm la Lucifer și îl întărim. Întoarcem spatele creatorului lumilor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, ce faceți aici? Păi eu v-am dat viață. Parcă eu v-am dat viață. Parcă eu o iau. Lucifer n-are nicio putere. Vă închinați degeaba la cel de sus, Iisus, care e sus. Vă închinați la diavol. Și nu se poate așa ceva. La Iisus cel de jos nu se uită nimeni. Îl urăște toată lumea. Nu-l vrea. Îl respinge. N-am văzut ură mai mare la oameni, la creștini. Au ură cumplită pe Iisus cel de jos. Nu există așa ceva. Urăsc pe Dumnezeu. E jos de tot. Nu le convine. Pentru că nu le dă mai mult bine. Ca binele. De aceea nimeni nu vrea Iisus cel de jos. El e pus acolo special ca să fie respins și urât. Omul zice, ce eu pot să întorc și obrazul celorlalt? Pot eu să-mi dau și cămașa de pe mine? De ce să o dau? Să meargă la muncă. Ce ați zic oamenii? Deci tot ceea ce este pus acolo sus, religie, biserică, luminatii, reguli, virtuți absolute, sunt foarte bune pentru că ele aduc o suferință foarte mare în momentul în care noi credem în ele, ne ținem legați de ele, luptăm și le apărăm. Și ele sunt puse acolo, nu uităm la extremă, sunt puse acolo ca să murim, că oamenii se luptă bătălii din motive religioase. Deci închinarea la idealurile sfinte și la salvatori aduce moartea. Nu uităm ce se întâmplă. Chinarea la Iisus cel de sus și foarte sus a dus din luna iunie a anului acesta până în luna octombrie 1.800.000 de oameni care au murit. Creștini. De ce? Pentru că s-au văzut diferiți. Întrebarea este cine i-a împărțit? Cine i-a divizat? De ce i-a divizat? Cine a adus ura între ei? Cine i-a împărțit în păcătos și nepăcătos? Ăla e vinovatul. Cine le repetă tot timpul, așa da, așa nu, așa e bine, nu e bine. Condițiile în care Dumnezeu este și bun și rău. Cum să-L împați pe Dumnezeu în bucăți? Când l-ai împărțit, ai divizat, pus pe unul să se bată unul cu altul, vor vedea diferiți și separați, se vor lupta și se vor urâ, se vor vedea dușmani, adversari, se vor omorâ. Divizarea duce la moarte. Și toți ne divizează. Și medicul, și psihologul, și avocatul, și luminatii, și preoții. Toată lumea. Toată lumea zice, dă idol, ceva mai bun decât altceva. Când îl absolutizăm, Dumnezeu vine pe dos, pe invers, automat. Uite cât rău a fost creat în lume. Dar trebuia, pentru că numai în modul acesta ego-ul nostru poate fi înfrânt. Ego-ul este pentru a fi înfrânt. Rău este ca să fie distrus ego-ul nostru. Religia, regulile nu pot fi date la o parte. Pentru că înseamnă polarizare. Nu poate fi nimic mai sus ridicat, nici măcar înfrângerea de sine. Atâta timp cât lăcomia de viață e puternică, înfrângerea e necesară. Dacă absurdizăm înfrângerea, avem nevoie și de desfrânare. Ne va arunca în desfrânare. Că vrem, că nu vrem, nu ne va arunca. O taină foarte mare. Nu cred că ne dăm seama importanța acestei învățături. Cea mai înaltă învățătură pe pământ este cea care oprește și blochează ura. Nu se mai dă voie să vezi rău și vinovați niciunde. Înveți totul bun, totul divin, ești în rai. Dar dacă împarți, ăla e diavolul. Împărțirea în bine și rău e diabolizare. Oamenii zic, unde e diavolul? Uite împărțirea asta ta. Bine, rău este diavolul, e prezent, e în tine. Spui, îl manifesti, e posedat. Cine nu e posedat? Cel care vede totul bun. Acela e raiul. Merită să facem tot efortul de pe lume, să unim contrariile, să vedem că în fața noastră nu sunt oameni, ci numai Dumnezeu ne face ceva și nu nouă, ci egoul nostru. Și e foarte bine tot ce se întâmplă. Ajungem la această constatare că este foarte bine, foarte bine tot ceea ce El ne dă. E
e nimic de contestat, de contrazis, de respins, totul de acceptat, indiferent cum este. Că este rău, ego-ul suferă și e foarte bine. Ferința ego-ului este salvarea sufletului nostru și nimic nu este rău. Ajungi la această înțelegere, ce este raiul? Nu vezi rău și vinovați niciunde. Credincioșii sunt polarizați. Ei cred într-un salvator. Nu acceptă alt salvator. Nu acceptă inversul. Absolutizează un bine. Nu văd pe Dumnezeu un rău care îl pățesc. Sunt diabolizați. Toți. Condiția în care Dumnezeu este și bun și rău. Este în toți, în mod egal, acela soare de iubire. Așa cum l-am văzut în omul străzii. Oamenii merg să se închină la icoane, un cuvânt din Biblie, le resping pe Dumnezeu care vine din fața lor, le țip cu haine rupte și prea făcut pipi pe el. Le resping. Atunci, nu sunt credincioși. Credință înseamnă să-L accesi pe Dumnezeu și să-L vezi peste tot. Asta înseamnă credință. Să-L vezi peste tot. Școala iubirii este o taină așa de mare, că sunt sigur că noi nu o putem accepta. Nu ne vine să credem că oamenii obișnuiți putut să ajungă la această înțelegere. Nu e înțelegerea lor, Dumnezeu care lucrează prin ei, dar este interesant cum forțele cerului s-au mișcat în momentul acesta istoric să dea această învățătură. Așa simplu și banal, neluată mai de nimeni în seamă, care îi supără pe toți și în furie, mai ales pe dogmatici, pe dogmatici care sunt polarizați, împosedați. Acum înseamnă închinare la satana. Dumnezeu a spus, nu există alt mântuitor în afară de mine. Că maticul caută mai mare bine. Asta înseamnă închinare la satana. Asta e definiția diavolului. Eu, pe primul plan, adevărul meu, dreptatea mea, mai presus de toate. Omul se face Dumnezeul său și îl dă afară pe Dumnezeu adevărat. Nu-l mai vede. Devine orb și surd. Este un mare dar această învățătură la care am contribuit cu toții cei din școala iubirii. Așa cum am fost noi. Este un dar de neprețuit o comoară. A trebuit să avem grijă de ea. Să nu vezi niciun rău niciunde. E cel mai mare dar pe pământ. Cea mai mare comoară. Nu știu dacă ne dăm seama de importanța ei. Totul este de la El, nu de la oameni. El le face pe toate. Îți dă porunci, le face să crezi în ele, după care le distruge prin tine și te pune să le încalci. N-ai nicio putere. Nu știi ce faci. Fiindcă El a observat că numai așa putem să fim îngenunchiați. Fantastic. Și toată suferința noastră depinde de cât de mare este orgoliul nostru, adică cât de mult ne-am preocupat de mai mult binele propriu. Se dă pe măsură, clipa în care, spre exemplu, am absolutizat viața, se dau nefericiri. În femeia a absolutizat binele propriu și fericirea personală, se dă avort. Dacă absolutizează fidelitatea, îi se dă infidelitate. El ține cu orice preț să ne distrugă ego-ul. Tot ceea ce absolutizezi va fi distrus. Ca să suferi mai tare, ca să suferi ego-ul, să fie înfrânt, ca să se salveze sufletul. Deci ne ia mintea, pune să încălcăm regulile, apoi să suferim. El numai cu asta se ocupă. Deci, nimic nu este rău din ceea ce spunem noi că este rău. Nici religia, nici regulile, nici poruncile. Vedem lucrul acesta în jurul nostru. Toată lumea zice că e rău, că e rău. În parte. Aia este rău, asta este bine, dar nu au cum să nu facă așa pentru că așa au învățat o viață întreagă și n-au ajuns să înțeleagă peste tot mai El este. N-au cum să zică că totul este bine. Trebuie suferință mai mare. Mai în urma o suferință puternice, omul poate să se lumineze, pentru că la suferință ego-ul este înfrânt. Când ego-ul este înfrânt, casnele se ridică. Atunci va vedea limpede, față către față. Atunci vor considera că Dumnezeu le-a dat lucrurile așa să fie și le-a așezat așa. Dacă spunem, spre exemplu, că Dumnezeu ne-a dat aceste reguli, biserica și preoții, nu putem să fim supărați. Dacă spunem că chinarea la idol și la reguli fixe ne duce în încălcarea lor, care ne dă suferință și distruge ego-ul nostru, dar salvează sufletul, atunci vedem că totul este bine așa cum se întâmplă. Problema este că noi nu știm cât ar putea oamenii să accepte că ei sunt diavol pe pământ. Să ne gândim că dacă împărțim în păcat nepăcat, chiar că suntem Lucifer. Și adevărat, ne trebuie multă suferință ca să ajungem să înțelegem că răul este un mare bine. Bine mai mare decât binele. Să ne uităm mai bine. Nici nu contează religiile, Iisus sau Moise sau hinduismul sau budismul, fiindcă în primul rând toată omenirea este la fel. Fac același lucru, se închină la idealul sfinte și la regulă. Și budismul și hinduismul, toți. Nu ritualurile te curăță, să scazi orgoliu. Nu-ți mai aduce nefericire peste tine. Niciun ritual nu scade
orgoliu. Niciun exercițiu de respirație sau de meditație nu scade orgoliu, pentru că orgoliu a obținut altfel, a obținut strângând cât mai mult bine pentru tine. Mai dacă renunți la mai mult binele tău, atunci scade ego-ul. Deci nicio modificare nu se întâmplă în nivelul orgoliului nostru prin exerciții de meditație, respirație, rugăciuni, ritualul, nimic. Pentru că nu poți să scadă binele. Nimeni nu se gândește la asta. Toată lumea face meditație. Meditațiile nu se referă la căderea orgolului tău. Nu-ți scade binele. Trebuie să scazi singur binele. Ca să se ridice casnele, prerile, suferințele, bolile. Deci tot ce facem noi nu se referă la cauză. Nimic. Nici medicamente, nici ritualuri, nici rugăciuni, nici exerciții de respirație sau de meditație. Nimeni. Nimic nu se referă la căderea mai mult binelui propriu. Scade binele. Atâta timp când nu scazi binele, nu se pot ridica casnele. Și din contră, vor crește presiunile în partea lui Dumnezeu. Pentru că ele îți vor întări ego-ul. Cu un ego mai mare vor trebui să vină necazul și mai mare. Deci meditațiile, exercițiile de respirație, rugăciunile, întăresc orgoliu, un orgoliu spiritual, care vor atrage suferințe și mai mari. Boală mai dură, necazuri, nenorociri, dureri, pierderi mai mari. Pentru că nu te-ai referit la cauze. N-ai scăzut orgoliu. Orgoliu este dat de prea mult bine pentru sine. Cauza asta are inerție. Este foarte ușor să ne întărim orgoliu, dar foarte greu este să scădem. Pentru că noi îl întărim în infinite moduri. Prin ușor, plăcut, prin confortabil, prin comoditate, prin stabilitate, prin siguranța vieții, prin o mâncare savuroasă, prin dreptatea mea, prin adevărul meu pus mai sus. În lupta asta continuă pentru mai mult binele propriu, în toate modurile posibile. Nimic din toate acestea, nici medicamentul, nici meditația, nici rugăciunea, nici liturgia, nici ritualul, nici exerciții de respirație, nimic, niciun sfat, nimic. Dacă nu scade binele, nu scade orgoliu. Deci, repet, dacă nu ne scădem binele, dacă nu ne înfrângem, dacă nu renunțăm mai mult binele nostru, nu scade orgoliu. Suferințele vor veni în continuare. Poți să faci tu orice dietă vrei. Nimic nu se întâmplă. Absolut nimic. Vei urca pe nivel superior. Orgoliu a rămas acolo, n-a fost scăzut binele propriu. Ar trebui să ni se spună. Oamenii nu cunosc strategia lui. Uite, voi puteți să scăpați de aceste chinuri dacă o viață întreagă practicați lăsarea de sine. Vă duceți în puțin tot timpul și nu vă mai duceți în sus. Problema este că nu mai e timp. Oamenii îi prinde de obicei dureri mari cu boli când nu mai au timp. Adică o viață întreagă au adunat mai mult bine pentru ei, acum nu mai pot să renunțe la el. Nu mai acum sunt încărcați. Ceea, în orice moment putem începe să ne restrângem pe noi în toate modurile posibile, ne ducem în puțin, în smerenie, în simplitate și în modestie, la îmbrăcăminte, la mâncare și de la restul. Deci suferința va dispărea dacă noi nu mai pierdem energie subtilă pe exterior. Adică dacă nu mai acordăm toată atenția noastră lumii exterioare. Dacă practicăm detașarea de lume, de fericirea acestei vieți. Dacă, spre exemplu, alegem tot timpul să mergem pe jos, dăruim ceea ce prisosește, atunci se ridică casnele. Nu mai e nevoie de boli, de dureri, de suferință. Inerția, unde se întâmplă? Am adunat prea mult bine. Băgat în casa aceea mare, în mașina frumoasă, în banii din bancă, în distracțiile noastre, în comodități, în confort, prea mult bine. Și vin bolile, îți reduc binele. Nu poți să te vindeci, trebuie să-ți reduci binele. Adică să te duci într-o casă mai mică, să ai o mașină mai simplă, puțin scumpă, mai puțin bani și mai departe. Și atunci se ridică și casna. Că mai binele este cel care aduce, întărește orgolul și aduce suferință. Când renunți la mai mult bine, tu te vindeci. Asta e singura vindecare, căderea orgolului. Caz mai binele. Medicamente, diete, pot opri doar niște efecte, să nu fie durerea prea mare. Cauza a rămas acolo. Mai binele este acolo. A genera în continuare suferință. Dacă mai și adaugi mai mult bine pentru tine, va veni o durere și mai mare. De ce ai făcut? Asta este cauza suferinței în lume. Prea mult bine pentru tine. Toată lumea crede că religia lor este mai bună. Dar toată lumea are aceeași problemă. Toți căutăm mai mult bine pentru noi și intrăm în același tip de corecție divină. Și cum să te ierte Dumnezeu? Ai mai mult bine pentru tine. Trebuie să scazi binele. Căderea binului este iertarea lui Dumnezeu. Nu vrei să fii iertat dacă îți cauți mai binele. Nu vrei. Vrei să suferi mai tare. Și a zis clar, inima înfrântă nu va chinui. Dacă vrei mai mult bine, fii orgolios. Dumnezeu trebuie să scadă orgoliu, nu vei fi înfrânt. Să vrei să fii înfrânt, să se ridice chinurile, să te ierte Dumnezeu. Are cum să te ierte că nu vrei tu să fii iertat, că nu te înfrângi pe tine. Frângerea de sine este iertarea lui Dumnezeu. Dacă nu te înfrângi, cine să ajute? Totul depinde de faptul că noi, prin căutarea mai mult binelui propriu,
Ne-am îndepărtat de El. Dumnezeu e jos, e numai puțin bine. Acolo e sănătatea, numai puțin bine. Fericirea noastră și a copiii noștri și viața lungă. În puțin este Dumnezeu, în puțin e salvarea vieții noastre. Și nimeni nu vrea puțin. Asta este. Femeile fac avort ca un orgoliu foarte mare de canon care nu le opresc de la mai mult bine pentru ele. Nu le opresc. Le opresc de la judecată, nimeni nu le zice, putem puțin. A avut un orgoliu mare și din cauza asta trebuie să fie oprit. În modul acesta. Că dacă își caută mai mult binele, orgoliul nu poate fi scăzut. Omul își întărește binele în foarte multe moduri. Binele, dreptate, adevărului, foarte multe moduri. Dacă nu scade peste tot, nu are cum să îi se zice chinurile. Nu are cum să scape. Venind în cazuri și mai mari, în infinite forme. Și orice suferință pe care o are omul de învinovățire, avort, crimă, adulter, trădare, infidelitate, orice altceva se rezolvă când îți pierzi binele. Nu-ți vrei binele. Ești cârpa cârpelor, viață întreagă. Ridică toate necazurile și nu mai ai nevoie de suferință. Suferința vine ca să-ți distrugă egoul. Suferința a fost creată de religie. Închinarea la idol, la porunci, la reguli fixe, adică a fost adusă de Dumnezeu. Pentru că știa că numai în modul acesta egoul lor poate fi înfrânt. Nimic nu poate să-i salveze decât lăsarea de sine, înfrângerea personală, jertfa personală, sacrificiul de sine, acceptarea, supunerea, slujirea, dăruirea. Nu mai împărțim, să nu mai judecăm, unim opusele, să nu mai luptăm, să nu mai apărăm. Să-mi folosi, să dăm dreptate la toți și să dăm întâietate celorlalți. Dar cel mai puternic canon dintre toate este să nu mai împarți în păcat nepăcat, în bine și rău. Pur și simplu. Să nu mai împarți și să fii sluga tuturor. Este genial învățătura. Să nu mai împarți și să fii sluga tuturor. Este calea spre divin. Se ridică casele cu siguranță. Trebuie oprit mai mult binele. Mult binele propriu este orgoliu și orgoliu este cât de puternic e. Veni necazul peste tine continuu. În orice formă, de orice fel, contează cum se numesc, vor veni, vor dobori la pământ. Dumnezeu face totul perfect. Dumnezeu face, nu omul. Religia nu biserica, nu iluminatii. Dumnezeu dă avortul, pentru că scopul lui este să distrugă egoul, să producă o suferință mai mare egoului, să-l scadă. Fără orgoliu, fără prea mult bine, femeia nu poate să facă avort. Dar omul nu poate să sufere. Și mai întâi îți întărește închinarea la idealul sfinte și reguli absolute și neobrăzate. Îți spune că așa trebuie să fii, dă porunci, determină să lupți și să te aperi, să le aperi, apărându-le îți întărește orgoliu. Poi vine și ți le destramă. Apare frica. Frica de păcat, frica de moarte, frica de ceea ce s-ar putea să se întâmple după. Deci El a dat regula, a dat porunca, apoi ne pune să le încălcăm și în paralel pornește frica și suferința. Deci a realizat o strategie nemaipomenită, o rețetă fantastică, ca să cadă ego-ul nostru. Asta a făcut și asta face continuu, totdeauna. Deci Dumnezeu a creat și Biblia, a creat și regula, ți-a dat să le și încalci, este tot El. Scopul lui este să distrugă ego-ul nostru, pe diavol, care este în noi. Și nu poate să facă asta altfel decât prin suferință. Ego-ul este distrus numai prin suferință. Diavolul este destrămat numai prin durere. Și nu există suferință decât dacă încălcăm principiile absolute, idealurile sfinte și regulile bătute în cuie. Încălcarea idolilor, distrugerea idolilor, este salvarea sufletului nostru. Înțelegem că totul este făcut de El. Asta înseamnă El peste tot. Dacă este peste tot, mai putem să ne supărăm, avem pe cine și s-a terminat cu ego-ul nostru. S-a terminat și cu adicțiile, dispar adicțiile, dispare dorința de mai mult. Bogățire, de comodități, de confort, dispare totul. Deci este foarte periculos pentru stăpânii lumii și mai ales pentru preoți și biserică, care sunt adevărații stăpâni ai lumii. Nu sunt familiile acelea bogate, care dețin 92% din bogăția lumii. Nu aceia sunt stăpânii lumii, ci biserica. Stăpânește lumea prin împărțire în păcat și nepăcat, prin divizare. Divide et imbra, biserica. Timpra cine? Biserica. Și este foarte periculos pentru ei să înțelege că Dumnezeu este peste tot și în noi. Ce au făcut cu meisterii care au vrut să-L ardă pe rug? Au spus că Dumnezeu este în tine. A dat afară din învățământ, băgat în proces, chiziția. S-a apărat singur în fața închizitorilor. Copă de Biblie. A demonstrat cu textul biblic că Dumnezeu este în tine. Da. Când înțelege aceste lucruri, ce ne rămâne? Să trăim,
să trăim existența Lui peste tot, să-L simțim cu toată ființa noastră. Fim convinși că El este peste tot. Convingerea asta vine din explicație. Explicația trebuie să-L arate peste tot, să le preluăm, să învățăm să gândim în modul acesta. Înțelegem de ce se întâmplă lucrurile, spre exemplu, de ce te îmbolnăvești? Îți cauți binele și atunci trebuie să-ți vină rău, ca să vină boala. Deci fără împărțirea în bine și rău, nu există boală. Nu există suferință, nu există durere, pierdere, norocire. Boala vine din împărțire. Orice durere și suferință vine din împărțire. În bine, rău, drept, nedrept, păcat, nepăcat. Absolutizarea unui bine aduce inversul. Îl face real. Pedepsim singur, de fapt. Nu absolutiza un bine, nu te închina la idol că vei suferi amarnic. Judeca. În clipa în care spui că ceva nu este bine, vei începe să suferi și să pierzi. Dumnezeu va veni împotriva ta să-ți arate că nu există așa ceva. Deci să ne ferim să-L acuzăm pe Dumnezeu că nu face ceva bine. Tu. E făcut perfect. Dacă înțelegem lucrurile în modul acesta, viața pe pământ se poate schimba complet. Extratereștii sunt la nivelul acesta. Nu văd niciun rău, niciun demn. A dezvoltat calitățile interioare foarte mult. Vezi puterile extrasenzoriale când te duci în jos. Aceea îi ne dau bunăstare. Dacă te duci în jos, te unești cu Dumnezeu și îți crezi puterile divine. Și nu mai ai nevoie de niciun stăpân. Nu te mai îmbolnăvești, nu mai ești nefericit, totul va fi bine. Mi se pare o nebunie să te duci în sus unde Dumnezeu nu este. Dacă te duci în jos, acolo unde El este, vei fi cu El. Iar dacă El este cu tine, ești ocrotit. Ce nu vrem să fim cu El, nu înțeleg. Mi se pare cea mai mare prostie posibilă. Taină mare este aceasta. Asta este strategia de distrugere a egoului. Numai asta se întâmplă toată viața noastră. Ceva nu se întâmplă. Cum ne duce mai sus, cum ne dă în jos? Ducește vârfurile. Îți spui că Dumnezeu este peste tot, trebuie să ai argumente să spui de ce este peste tot. Nouă ne lipsesc argumentele. Asta am făcut în școală iubirii, tot timpul am căutat explicații, argumente. De ce este așa și nu altfel? De ce este peste tot? De ce noi trăim ca o ființă întunecată pe pământ? De ce suntem luciferi? Frumos sună luciferi. Luciferi. Deci asta este strategia lui de o viață de a distruge pe Lucifer. Dacă noi știm că asta este modalitatea lui prin care el distruge pe diavol, ce modul prin care el îi aduce diavolului o suferință maximă, ca să-l facă suflet, atunci noi nu mai putem să spunem nimic că este rău în lumea perfectă a lui. Și nu ne mai poate fi milă de nimeni, pentru că le trebuie oamenilor experiențe prin care trec, pentru că sunt salvarea lor, suferința egoului lor, traumele și traumele lor, egourilor din ei, este salvarea sufletului lor. Că Dumnezeu le-a dat nenorociri, vine Iisus cel de sus să le ia nenorocirile, să ce, să vină Dumnezeu cu nenorociri și mai mare? Nu e o prostie asta. Le vrei rău. Iisus cel de sus le-a vrut rău, pentru că n-au scăzut orgoliu, luându-le din nefericiri dureri, i-a aruncat spre dureri și mai mari. Orgoliu a rămas acolo fix. Le-a făcut mai mult rău. Deci Iisus cel de sus le-a făcut numai rău oamenilor. Dar le-a trebuit. Așa cum rău face egoului și preotul și medicul și avocatul și iluminatii. Foarte bine. Vom de ego, așa. Să înțelegem că dacă ne băgăm și noi, să le luăm din greutăți, ne răstignește și pe noi. Se întoarce împotriva noastră și nu avem scăpare niciunde să fugim dacă intervenim. Dacă oamenii nu acceptă ce...